confecționează ciorapi, papuci, pălării și diverse accesorii din pâslă. Pâsla este un produs natural folosit de omenire cu mult timp înainte, iar acum are un rol foarte important în industria modei. Produsele realizate la Viscri, dragii mei, l-au fascinat și pe prințul Charles, care a intrat în magazinul doamnei Mariana și și-a cumpărat o pălărie. Acum mergem și pășim pe tărâmul de poveste al satului devenit cunoscut de turiștii din întreaga lume. Foarte multe case autentice în sate, neschimbate, fiind construite doar câteva case după anii 60 și comunitatea foarte activă după anii 90 în păstrarea patrimoniului, au fost motivele pentru care satul Viscri este în patrimoniu UNESCO. Satul are în prezent peste 400 de locuitori, din care peste 10 sunt sași, unii reveniți din Germania pentru a se stabili aici. Mariana Purghel confecționează de peste 20 de ani papuci din pâzlă pentru turiștii care vin la Viscri. A început să lucreze în anul 2000, șosete, căciul și mănuși, pe care le vindea ulterior turiștilor. Apoi a învățat dintr-o carte câteva modele de papuci din pâslă, iar acum îi confecționează alături de femeile din zonă, atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini. Este o afacere de familie. Cum ați investit sau de unde au provenit banii? Da, banii au intervenit pe parcurs tot așa, în fiecare an am lucrat câte ceva de la turiști numai. Este ajutat oarecum imaginea prințului Charles în afacerea dumneavoastră? Să zic, probabil într-un fel, nu știm chiar că ne-a ajutat, dar cu reclama, da, că au venit destul de mulți. Cred că vă întreba toată lumea, vă întrebăm și noi, au trecut și pe la dumneavoastră? Da, da, a trecut. A trecut, a fost de vreo două ori la noi și chiar și-a cumpărat și o pălărie din pâzlă care lucrează femeile din Viscri. Să ne spuneți mai mult despre magazin, deci ce produse vindeți, unde le lucrați, personal aveți? Eu sunt administratorul magazinului a femeilor din Viscri și femei care lucrează acum au mai rămas foarte puține. Înainte am fost foarte multe, am fost peste 100 și ceva de femei, acum mai avem vreo 60 cu totul. Și fiecare femeie lucrează la ea acasă. Avem un sediu asociației unde le preluăm produsele lor și aici la magazinul asociației noi vindem vara. Produsele care le fac pentru comenzi le trimitem în Germania. Anul ăsta a fost mai greu cu comenzile din cauza pandemiei. Și aici la magazin noi vindem aproape la fel ca și în Germania. Asociația femeilor a înființat-o un domn care se numește Harald Rize. El a venit în Viscri ca un turist și i-a plăcut așa de mult Viscri încât s-a gândit să închirieze o casă să sească ca să stea câțiva ani de zile la Viscri. Și a fost o doamnă aici mai săracă, care acum din păcate nu mai e, și se ducea în fiecare zi la el ca să îi dea ceva de mâncare. Și doamna îi croșeta o pereche de șosete, ba o căciulă. Și domnul s-a gândit că să îi le primească în schimb ca să o ajute. Și atunci el a tot făcut câte un coș plin de șosete. Și când a venit la el în vizită prietenii lui din Germania ca să-l viziteze aici la Viscri, el s-a gândit să le dea câte o pereche de șosete cadou. Și atâta de mult le-au plăcut încât a mers vestea, gata, avem șosete de la Viscri, toți nemții. Și domnul ăsta Harald, el a început, a zis, hai să începem, a luat câteva perechi de șosete de la femei din sat și vă dați seama, toate femeile știe să croșeteze. Și a plecat cu un rupsac plin de șosete și cu o valiză cu trenul până în Germania. Și acolo a stat pe la piață, prin colțuri de stradă, pe unde a putut el să stea și a vândut toate șosetele, a venit cu bani și a împărțit la toate femeile banii pentru șosete. Da. Am văzut cum să faceți primii bani. Exact. Cu ce are de curs exact. De aici. Și a văzut că merge afacerea și ne-am gândit să facem o asociație de femei încât să implicăm toate femeile din sat. Și atunci ne-am gândit să ajutăm și ciobanii să nu mai arunce lână pe câmp. Am luat lână de la ciobani, am spălat-o, am trimis-o la făcut. Fiecare femeie își prelucrează acasă, spală lână, vopsește lână. Ce vopsele folosiți? Că am înțeles că în multe zone se folosesc frunze din plante. Da, și noi am încercat asta să folosim cât mai natural ca să fie.
Dar nu reușești toate culorile care își cere clientul. A transformat atelierul de fierărie al soțului ei într-un magazin în care își poate vinde produsele și a făcut mulți turiști să revină la Viscri. Fiecare femeie lucrează la confecționarea papucilor în medie 8 ore pe zi. Pe lângă această activitate, Mariana Purghel se ocupă de un magazin din Viscri în care vinde, pe lângă cafea și sucuri naturale, borcanele de dulceață și siropuri din fructe de sezon. Să ne spuneți ce aveți aici, în magazin, iată, în magazin. Da, ăștia sunt papucii din pâzlă care îi prelucrează doamnele. Și astea sunt și culorile pe care noi le facem. Avem pălării din pâzlă care prelucrează femeile, avem genți din pâzlă, portofel. Deci noi prelucrăm toate produsele astea din pâzlă, le prelucrăm cu apă caldă și săpun de casă. Deci sunt mai multe etape de lucru, e... La o pereche de papuși se lucrează cam 8 ore. Și la o gentuță? Da, aici e mai puțin, 4 ore. Dar frecatul e același timp. Și care este procedeul? Deci puneți lâna în apă? Da, nu, avem niște forme pe care se așează lâna ca aer și aia se udă cu apă caldă și se dă cu săpun și se freacă până se întărește. Și sunt mai multe straturi, din cauza asta e așa de gros, ca să și țină. Și la papuci... După care aveți femei care le cos, nu? Da, le croiesc. La papuci mai coasem, după ce sunt gata, uscați, mai coasem talpa asta din piele. Asta e piele, care tot așa o cumpărăm de unde se poate, că se găsește mai greu. Și asta tot așa, o coasem cu mâna, o decupăm după papuc și se coase cu ață specială de piele. Da, și aici sunt șosetele din lână, avem mânuși, manșete din lână care sunt la mod acum, manșete simple care sunt numai așa și șosete pe toate mărimile, de la bebeluși până la 48 mărimi avem. Aici vindem produsele din miere, care avem mai multe sortimente, dulceață, tot așa fac femeile acasă și aduce la vânzare. Deci mierea încercăm să o vindem tot așa de la noi de aici din sat, de la oameni care au albine. Ajutăm pe toată lumea din sat, numai oameni din sat. Încercăm să facem așa și cumpărăm și... De la oameni din sat și tot ce ne mai trebuie, că dacă ai în fiecare zi turiști, atunci îți mai trebuie ba un ou, ba o brânză, poate nu ți ajunge. Și fiecare se ocupă cu ceva și atunci cumpărăm de la ei.